Bine te-am găsit, Mihaela și Anu, și mulțumesc foarte mult că ai deschis ușile centrului pentru telespectatorii noștri și pentru cititorii ziarului Sănătatea. Îți mulțumesc! Bine ai venit și bine ați venit la centrul nostru! Mulțumesc foarte mult! Avem nevoie de specialiști, avem nevoie de astfel de centre care să ne poată ajuta să depășim momentele mai dificile, să spunem așa. Suntem și de această dată într-o perioadă grea pentru noi. Cred că ultima dată când am întâlnit era înainte de restricții, din câte mi-aduc eu aminte. Acum suntem într-o situație asemănătoare, poate chiar mai greuță puțin. Ce înseamnă în momentul ăsta sau pentru cei care ne urmăresc? Ce trebuie să știe despre centru Hanu? Păi, când am făcut acest centru sau când am pornit la drum, pentru că el s-a conturat pe parcursul a 5 ani până la forma actuală, când am pornit la drum nu m-am gândit că vom ajunge în acest punct care să ne preseze, practic, dinspre exterior atât de puternic, să ne orientăm spre interior. Într-adevăr, timpurile exterioare și situațiile la care suntem martori sunt destul de provocatoare, poate cele mai provocatoare din toate timpurile, cu siguranță cele mai provocatoare pentru noi cei care le trăim acum. Dar eu consider că sunt în același timp și o oportunitate de a face pasul către interior, de a ne schimba focusul, de a da mai puțină importanță evenimentelor strict exterioare și de a ne acorda timp pentru introspecție, pentru a ne cunoaște. Aici ne poate ajuta sau ne pot ajuta serviciile centrului nostru. În perioada aceasta funcționăm, bineînțeles, conform normelor vigoare, încercând să le actualizăm de fiecare dată când se schimbe, schimbările sunt foarte dese și rapide. Dar ne bucurăm și ne dorim din tot sufletul să rămânem alături de oameni, mai ales în acest moment. Deoarece clasele de yoga pe care le organizăm sunt în momentul de față mai necesare decât oricând. Practica yoga este o practică care conduce atenția către corp, către minte și către emoții, către această trinitate interioară a fiecăruia dintre noi și ne ajută să le aliniem. Aliniindu-le, să ne redescoperim echilibrul și armonia interioară. Dacă facem lucrul acesta, evident, evenimentele exterioare nu o să se schimbe. În schimb, se va schimba cu siguranță raportarea noastră la ele. Cam aceasta este ce se transformă pe parcursul călătoriei spre interior. Și asta e misiunea centrului, practic. Asta e misiunea centrului. Da. De a ajuta oamenii să-și recapete, să-și redescopere această stare de echilibru și de armonie. Și încredere în ei și probabil să depășească momentele dificile din viață, fie că sunt legate de boală sau de alte eșecuri. Exact. Cumva toate celelalte decurg din această pierdere a balanței interioare, a stării de echilibru. În momentul în care reușim să fim foarte așezați și foarte centrați și foarte în echilibru cu noi înșine, orice se întâmplă în exteriorul nostru nu are forța să ne zguduie. În schimb, această balanță este foarte fragilă și are nevoie de atenția noastră periodic. Nu putem să rezolvăm ceva pe termen lung printr-un singur input, printr-o singură acțiune pe care o facem în sensul acesta. E important să introducem în viața noastră, în rutina noastră, un timp pentru noi. Cumva, dincolo de centru, dincolo de ceea ce facem aici, aceasta este ceea ce mi-aș dori eu foarte mult să facă fiecare, să-și acorde măcar un sfert de oră, o jumătate de oră, o oră pe zi, pentru o practică interioară, o practică care să-l ajute să redevină armonios. Cel mai bine este ca toți cei care ne urmăresc să vină să deschidă ușile centrului. Noi ne continuăm incursiunea în Harmony Wellness și o să le prezentăm tuturor celor care ne urmăresc centru și serviciile pe care le oferiți. Mulțumesc! Mulțumesc!